Dragi credincioși, preiubiții mei, vorbim despre cruce. Vorbim despre sensul vieții noastre și despre ce reprezintă crucea în viața noastră. Apostolul Pavel spune așa de frumos: crucea pentru cei care pierd este o nebunie. Cum adică să te bucuri că suferi? Este inexplicabil. După logica omenească este inexplicabil. Și totuși, crucea pentru noi cei care ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Astăzi vreau să vă vorbesc despre puterea crucii. Pentru că crucea este și un semn, așa suntem și creați, în formă de cruce, cu posibilitatea să îmbrățișăm. Crucea este un simbol, căci Domnul prin suferința crucii ne-a mântuit, și crucea este o putere, și anume asumare și acceptare. Astăzi vorbim despre 7 înțelesuri tainice ale crucii, ale suferinței. Și pentru ca să vorbim despre cruce, aș vrea să știți ce este ea. Pentru că în Biserica Ortodoxă vorbim mult despre cruce. Crucea este importantă pentru noi pentru că prin cruce am fost noi mântuiți. Iisus Hristos a plătit prețul tuturor păcatelor noastre prin răstignirea pe cruce. Prin ea Hristos a biruit păcatul, moartea și pe diavol. Deci crucea este biruință împotriva forțelor răului. De altfel, un sfânt părinte așa de frumos spunea că de câte ori te închini, diavolul își amintește de Golgota și pierde, fuge. Pentru că prin cruce el a fost învins. După ce a murit Domnul și a suferit pentru noi crucea și suferința maximă, părăsirea, bătăile și toate suferințele pe care le poate suferi cineva pe pământ, această victorie asupra morții ne-a dat-o nouă oamenilor. Dar ne-a dat-o în felul lui. Adică, el a iubit, a suferit și a asumat crucea, a urcat pe cruce și apoi a înviat. Acesta este un traseu către cer. Noi suntem puși în fața acestei chemări. Astăzi, în Evanghelie, am auzit această chemare. Cel care voiește să vină după mine, să se lepede de sine. De ce să te lepezi de tine? Pentru că n-ai putea să asumi, n-ai putea să accepti decât dacă ești lepădat de mândria asta demonică ce uneori tulbură viața omului. Deci cel care vrea să vină după mine și voi cei de aici și toți cei care ne priviți, vreți să mergeți pe calea asta. Dacă vreți, bine faceți că vreți, dar după ce ați dorit, iată, urmează un al doilea pas. Deci cel care voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Adică ce spune Iisus? Ce am făcut eu? Faceți și voi. Pentru că înviere fără cruce nu există. Așadar, crucea este singura cale pentru a ajunge la fericirea cea veșnică. Ce face crucea în viața noastră? Cu ce ajută crucea? Cu ce ajută asumarea crucii în viața noastră de zi cu zi? Primul beneficiu uriaș pe care aduce crucea este că ea, crucea, te ancorează în adevăr, te ține în realitate, te ține cu picioarele pe pământ. Și anume, suntem tentați să ne bucurăm de viață, de confortul vieții, să trăim în închipuiri, să credem că viața este numai aici, că totul este doar prin simțuri și astfel, uneori, prin asta ne desprindem sau ne depărtăm de Dumnezeu. Și atunci, crucea înseamnă să-ți accepți necazul, să-ți accepți suferința și prin suferință să ajungi la bucurie, să treci dincolo de suferință. Vă dau câteva exemple de cruce de astăzi, de exemplu. Voi ați plecat dimineața de acasă. Sigur că nu e ușor când știi că toți vecinii tăi dorm până la 11-12. Tu să zici, eu plec la 9 sau la 8 jumate și mă duc în casa lui Dumnezeu. Este o cruce și asta. Stai lângă cineva, poate miroase a transpirație. Sau poate că ți-e greu să stai lângă o persoană pe care nu o cunoști. Și totuși faci asta. De ce faci asta, omule?
De ce faci tu asta, creștine? De ce ieși tu din confort? Pentru că știi că stând aici vine Harul lui Dumnezeu asupra ta și dincolo de neplăcerea asta, că în loc să stai într-un pat, că prea ne-am învățat la telecomandă totul. Viața nu este telecomandă. Viața înseamnă un pic de osteneală și așadar voi, după ce ați dus osteneala venirii la biserică, să stați în picioare, deși poate că vă dor picioarele. E în sine o cruce, o asumare. Dar după aceasta urmează dulceața pe care nu o pot gusta decât cei care sunt aici. Adică cel care stă acasă, la televizor, sigur că e bine că există Trinitas, slavă Domnului, pentru cei bolnavi, pentru cei în suferință. Dar dacă nu vii aici, dacă nu trece os prin os, dacă nu simți puțină oboseală și puțină osteneală, nu vei simți dulceața crucii. Dulceața crucii aduce cu sine Harul lui Dumnezeu. Numai cel care vine de dimineață va simți la prânz o dulceață aparte. Când pleci de aici bucuros, cu mintea luminată, cu inima caldă, cu inima fierbinte de dragostea lui Dumnezeu, că ce face altceva crucea decât să-ți moaie inima, să-ți facă inima mai caldă și mai aproape de Dumnezeu. Al doilea beneficiu al crucii. Exemplul pe care Iisus l-a dat te eliberează de presiunea locului întâi. De presiunea competiției. Toată lumea asta e bazată pe competiție. Să fiu cel mai bun, să-l bat pe celălalt, să fiu mai bun ca el, că totul e în competiție. Iisus Hristos a venit cu altceva. Pe cruce fiind, i s-a cerut să fie competitiv, să arate că e Dumnezeu. Dacă ești tu Dumnezeu, îi spuneau soldații, coboară-te acum de pe cruce ca să vedem că tu ești. Adică arată-ne putere. Puterea asta despre care vroiau să afle repede soldații. Iar Domnul n-a vrut să arate această putere. Domnul n-a vrut să arate puterea lui așa, ci și-a arătat puterea în smerenie. Și anume, imediat după ce soldații au spus asta, el se îndreaptă către tâlhar și cei doi tâlhari din dreapta și din stânga aveau discuția aceea. Uite, blesteamă-l pe cel din stânga și cel din dreapta spune: noi suntem pentru păcatele noastre aici, dar dreptul acesta suferă pentru altceva. Și atunci se îndreaptă tâlharul către Iisus și spune: pomenește-mă și pe mine în împărăția ta. Și atunci Iisus deschide ușile raiului prin suferință unui mare tâlhar. În Imperiul Roman nu erau răstigniți decât cei mai mari tâlhari. Și iată că Domnul nu este demonstrativ să-și arate puterea dându-se jos de pe cruce. El rămâne acolo, dar face o altă minune. Deschide raiul tâlharului. Deci dacă tu te gândești, creștine, că ai vrea să fii tu neapărat primul, află că primul cetățean al raiului este un hoț. Dacă tu crezi că faptele tale bune te duc în rai neapărat, nu doar faptele tale te duc în rai. Faptele tale doar îți pregătesc vasul pentru primirea Harului Ceresc, dar raiul este darul lui Dumnezeu care, iată, nu după merit, ci după smerenie și după mărturisire l-a mântuit pe tâlhar. Așadar, nu mai avem presiunea să fim primii, pentru că știm că toți suntem copii iubiți al lui Dumnezeu și că Dumnezeu nu ne judecă după viteza pe care o avem, ci după direcția pe care o avem, și anume spre El prin cruce. Așadar, în loc să fii demonstrativ, mai bine pune-te în slujba celorlalți, mărturisește-L pe Hristos și unește-te cu El, că și cel din urmă va fi cel din tâi. Al treilea beneficiu al crucii este faptul că ea, crucea, te ridică de mii de ori. De câte ori cazi în păcate și te simți mizerabil? De câte ori ai căzut și te-ai considerat cel mai mare păcătos și ai zis: nu mai vin la biserică, mă simt mizerabil, mă simt îngrozitor, mă simt ultimul om. Am o veste bună pentru cei care cel puțin odată v-ați simțit așa. Eu însumi m-am simțit de multe ori așa. Iisus Hristos a căzut și El de 3 ori sub povara crucii. Dumnezeu și om, umanitatea din El, omul din El, într-o suferință maximă,
cu crucea în spate, a căzut. Și atunci l-a ajutat cineva, un Simon, un evreu, l-a ajutat și-a dus crucea lui Iisus. De 3 ori a căzut Domnul, dar de 3 ori s-a ridicat. Deci nu contează de câte ori ai căzut. Important e de câte ori te ridici. De câte ori vei cădea, propune-ți să te ridici și Domnul va fi pentru tine Simon. Roagă-L pe Hristos, Doamne, cum pe tine te-a ajutat un Simon. Fii Tu, Iisuse, Simon pentru mine, cel care cad în păcate. Ajută-mă, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, jos în noroi. Nu mă părăsi, Doamne, vino, Doamne, și dă-mi mâna Ta cea sfântă. Și Domnul, prin spovedanie și prin împărtășanie, te va primi înapoi cu brațele deschise. Așadar, de 1000 de ori, dacă ai căzut, de 1000 de ori întoarce-te și Domnul te va primi. Prin ce? Prin asumarea smerită a crucii tale și prin pocăința ta. Al 4-lea beneficiu important pe care îl are asumarea crucii este următorul. Înțelegem mai bine taina morții. Suferința nu e ușor de acceptat. Boala, când nu te mai sună nimeni, când nu te mai bagă nimeni în seamă. Dar cel mai greu de acceptat este moartea. La majoritatea dintre oameni, deși sunt bine pregătiți, nu pot să accepte venirea morții. Moartea este o mare provocare pentru oameni. Hai să ne gândim și noi. Dacă mâine vom muri, suntem noi pregătiți pentru asta? Taina morții a fost și ea, iată, sfințită, căci moartea a fost biruită de Iisus. Cea mai grea încercare a vieții noastre este să o acceptăm. De ce ar trebui să o acceptăm și să stăm mai liniștiți? Fiindcă Mântuitorul, prin moartea sa, a schimbat nu numai rostul crucii, ci și rostul morții. Și anume, precum a schimbat rostul crucii din ocară în slavă, căci crucea era instrument de ocară și ea a devenit, iată, o slavă, așa a schimbat și rostul morții, dragii mei. Rostul morții l-a făcut bun. Și anume, până la Iisus, moartea era o pedeapsă dată firii omenești, plata păcatului, iar de la înfrângerea morții, prin învierea lui Iisus, moartea este izbăvirea firii omenești. Cum spune preotul la mormântare, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte. Plângeam, murise bunicul meu, plângeam nemângâiat lângă sicriul lui și vine un fin, unul din finii mei și îmi spune la ureche, nașule, pe bunicul nu-l mai doare nimic acum. Și am înțeles că moartea oprește suferința fizică. Moartea este o trecere dincolo și mi-am amintit de cuvintele bunicului meu cu doar câteva zile înainte și îmi spunea bunicul, Vasile, abia aștept să mă duc la el acolo. Abia aștept să mă întâlnesc cu El. Abia aștept, am crezut în El. L-am iubit toată viața pe Iisus. Abia aștept să mă întâlnesc cu El. Deci când vine ceasul morții, dacă ai credință puternică, vrei să-L vezi. Pentru că acum doar ai crezut fără să-L vezi. Ai simțit prezența Lui, dar acolo îl vei vedea aevea. De aceea, moartea nu mai este o piedică. Asumându-ți crucea, vei înțelege că moartea este doar o trecere de la această lume trecătoare și pieritoare la lumea cea veșnică și bunul creștin prin cruce asumă și această moarte ca bucurie, că ea este o trecere. De aceea nu disperăm niciodată în fața morții, pentru că știm că dincolo ne așteaptă Dumnezeu cu brațele Lui deschise. Al 5-lea aspect important legat de Sfânta Cruce. Părintele Siluan Atonitul, în cartea lui, binecunoscuta lui carte, spune așa, omul care împlinește voia lui Dumnezeu, și voi sunteți cei care împliniți voia lui Dumnezeu și vreți să mergeți pe cale, e mulțumit de toate. Așa spunea părintele. Omul care împlinește voia lui Dumnezeu e mulțumit de toate. Chiar dacă e sărac, chiar dacă are neajunsuri, chiar dacă se chinuie, chiar dacă e bolnav, pentru că pe el îl veselește și îl mângâie nu cele pământești, ci harul lui Dumnezeu. Deci mângâierea noi creștinii, de unde o luăm?
Nu o luăm din cele pământești, o luăm din harul lui Dumnezeu. Omul nemulțumit, în schimb, omul nemulțumit de soarta lui, murmură mereu pentru situația lui, pentru boala lui, pentru ce îl supără, și e bine ca acel om să știe că se află în el un duh de mândrie și de neacceptare, care a luat de la el mulțumirea față de Dumnezeu. Și chiar dacă e așa, nu te mâhni, suflete, ci străduiește-te cu tărie să ai nădejdea în Dumnezeu și cere de la Dumnezeu duh smerit. Și atunci când vine la tine Duhul cel smerit, harul, îl vei iubi și îți vei găsi odihna, chiar dacă vei avea întristări. Căci odihna ta, suflete de creștin, vine de la harul lui Dumnezeu și nu de la cele materiale ale vieții. Așadar, amintiți-vă că prin cruce asumați bucurie și mulțumire de la harul lui Dumnezeu. Al șaselea important reper pentru cruce este unul pe care l-am găsit la Sfântul Isaac Sirul, Filocalia 10, deosebit de important. Taina crucii care este? Este că răstignirea minții noastre, a noastră, a omului, a oamenilor, trebuie făcută pentru că păcatul s-a întâmplat mai mult întâi în minte. Deci noi oamenii, noi creștinii, ar trebui să ne răstignim mintea noastră. Pentru că păcatul s-a născut în mintea noastră. Prin dezlipirea minții de lucrurile acestei lumi și prin concentrarea minții către Dumnezeu prin rugăciune. Așadar, răstignirea minții înseamnă să iei mintea de la cele omenești, de la stres, de la agitație, de la cele lumești, să o iei de acolo pe minte, că ea se duce către plăceri, ea se duce către avuții, către bani, către putere, către mândrie, către orgoliu, ea se duce către afirmarea sinelui, mintea vrea control, asta vrea mintea. Dacă lași mintea să te ducă unde vrea ea, ești pierdut. Răstignește-ți mintea. Cum? Prin rugăciunea neîncetată. Când ai spus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, ai invocat numele Dumnezeului Celui Preanalt și mintea începe să se curețe. Ia mintea de la cele lumești și du-o către cele dumnezești, căci dacă o lași acolo, te va domina. Mintea se dezobișnuiește de Dumnezeu încet încet prin alipirea ei de pământ și de cele pământești. De aceea vă îndemn să nu lăsați mintea și gândurile, să aveți o bază a minții. Și dacă vedeți că mintea o ia razna, repede răstigniți-o prin rugăciune. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Și atunci mintea se gândește la cer, se gândește la Dumnezeu, la împărăția ce l-așteaptă dincolo. Controlul acesta permanent pe care vrem să-l avem ne strică pacea minții noastre. Stăpâniți-vă mintea și țineți-vă mintea răstignită, adică în brațele lui Dumnezeu. Și a șaptea și ultima este următoarea, pe care am găsit-o la Sfântul Ignatie Brian Cearinov, un mare sfânt. El are o logică atât de frumoasă și atât de mult mi-a plăcut. Ce este Dumnezeu, spune el? Dumnezeu este viața. Omul în rai trăia în unire cu Dumnezeu. Deci se trăiești cu Dumnezeu e viață și ce este moartea este părăsirea lui Dumnezeu. Adică dacă trăiești departe de Dumnezeu, ești mort. Trăiești ca un muritor, dar nu ai reperele universului acestuia dumnezeiesc. Nu ai har. Poți să trăiești în viața asta, să respiri, dar să fii mort. De aia a spus Iisus, lasă morții să-și îngroape morților. Deci viața este să trăiești cu Dumnezeu și moartea este depărtarea de Dumnezeu. Ce spune societatea de astăzi? Zice altfel, păcatul, patimile, îmbuibarea, lăcomia, desfrânarea, asta e viața. Așa spune păcătosul. Hai să mergem să ne distrăm, asta e viața. Viața este să ai bani, să ai avere, să trăiești ca un om mai mult în imagine și asta înseamnă viața. E, aici crucea vine și îți arată adevăratul reper al vieții. Și anume, faptul că viața este să fii cu Dumnezeu. Și că nu poți ajunge la Dumnezeu decât acceptându-te pe tine. Cine ești tu? Ești român? Ești româncă? Ești creștin? Ești creștină? Ai 1,70 m, așa cum Dumnezeu ți-a dat să fii? Ai
statutul pe care l-ai, ai ales meseria pe care o ai și te duci cu bucurie la servici. Sunt convins că voi cei de aici, da? Vă treziți dimineața și vă gândiți, iar mă duc la muncă. Sau vă gândiți, mă duc la serviciu, îmi întâlnesc pacienții, mă bucur de ei, mă duc la birou, deschid computerul, dau slavă lui Dumnezeu pentru toate, îmi asum și mi-accept crucea mea. Asta e viața, că să fii cu Dumnezeu, unde să fii cu Dumnezeu? În minte, în inimă, în simțire. Dacă l-ai pe Dumnezeu cu tine, totul este, totul vezi în altă cheie, altfel, și anume cu bucurie. Ești însărcinată, ești în luna șasea, ți-e frică, te doare, te gândești, Doamne, cum o fi? Ce s-a întâmplat? Cum o fi în momentul nașterii? Îți asumi asta. Doamne, fii cu mine, Doamne! Și atunci viața noastră este să fim cu Dumnezeu și moartea ar fi depărtarea de Dumnezeu. Deci crucea sau asumarea crucii, a greutăților, a suferințelor, a destinului nostru pe care noi ni l-am ales, este trezirea conștiinței noastre și arătarea a ceea ce este viața și a ceea ce este moartea și nu mai cădem în păcăleala pe care, sau poleala lumii, căci lumea ne construiește sau vrea să ne zugrăvească viața ca moarte și moartea ca viață. Crucea te lămurește și te așează pe drumul cel bun. În final, vreau să vă dau un exemplu cum este cu crucea. Majoritatea dintre voi aveți copii. Îi spui copilului, mă copile, învață. Copilul zice, nu, vreau să mă joc. Bun, poți să te și joci, dar nu sta toată ziua la tabletă și la laptop și la calculator. Uite, ar fi bine să faci un sport, ar fi bine să înveți și tu, ar fi bine să faci lucruri constructive, ar fi bine să faci un sport, să faci un not. Nu vreau să fac un not, nu vreau să... Păi apa rece, nu vreau să fac un sport. Copilul nu vrea. Așa face Dumnezeu cu noi, dragi. Asta este crucea. Deci tu îi spui copilului, mă copile, dacă tu faci not, dacă faci pian, dacă faci dans, dacă dans sportiv sau ce te pasionează, dacă faci matematică, dacă faci meditații, dacă înveți bine, dacă citești, dacă te rogi, îți va fi bine ție. Nu, eu vreau să mă joc. Dar copilul care învață și copilul care ascultă și de părinte se va și juca, dar va avea mai târziu bucurii, că atunci când se va duce cu prietenii la mare, el va nota și va ști că tata, când aveam 8 ani, m-a învățat să învăț, m-a învățat să not. Deci asta e crucea, dragilor. Nu este ușor să o ducem, dar dacă o ducem avem beneficii uriașe. Avem bucurii unice, asumând-o și ducând crucea așa cum am primit-o de la Dumnezeu. Duceți-vă crucea cu bucurie. Iubiți ce faceți. Iubiți-vă crucea. Iubiți-o pentru că prin ea ajungeți la Hristos. Și astfel, iubindu-vă crucea, asumând și acceptând ce sunteți, cine sunteți, veți primi mari bucurii de la Dumnezeu și la final, împărăția Lui, pe care nu o putem lua decât prin cruce. Cel care vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în spate și să-mi urmeze mie. Amin.